Tu ești Dumnezeul care iartă. Tu ești Dumnezeul care vindecă. Tu ești Cel care porți de grijă. Te urmână. Am venit să ne întâlnim cu tine. De aceea cerem și credem în manifestarea gloriei tale. Pentru fiecare care a venit în locul acesta să experimenteze gloria ta, atingerea ta, dragostea ta, mântuirea ta și tot ceea ce are nevoie. Inima noastră vrea din nou să te înalțe pe tine, să te glorifice pe tine și din nou strigăm numele tău, Iahve. Dumnezeu este aici. Tu trebuie doar prin credință să te conectezi cu El.
încerc să spui, da, Doamne, primesc vindecarea Ta. Da, Doamne, primesc atingerea Ta. Da, Doamne, știu că mă-i purta de grijă. Da, Doamne, știu că eu și casa mea voi sluji Domnului. Acum, aici, este cer deschis. Gloria Lui este aici. Îndrăznește-se cer Domnului. În același timp lăudând și preamărind numele Lui, care este mare, care este minunat și cel mai sacru nume care evrei nu pot să pronunțe este acesta. Ajunge să te concentrezi doar la diavol și la probleme și la necazuri și la oameni și la tine. Domnul zice, de data aceasta vreau să încep un nou drum privind la mine, privind la frumusețea mea, privind la dragostea mea și atunci te contopești cu mine și atunci viața ta va începe să devină supranaturală. Cu alte cuvinte, supranaturalul va veni va deveni natural pentru tine. Tată, mă rog în aceste momente, fiecare inimă să fie conectată pe Duhul Sfânt cu tine, ca tot ceea ce tu vrei să le vorbești, să rămână manifestarea glorii tale care ne transformă. Nu vrem doar informații, nu vrem doar cunoaștere care nu ne transformă. Vrem atingerea ta, vrem puterea Duhului Sfânt să ne cerceteze, să ne înflăcăreze, să ne conecteze cu tine, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este prezența lui Dumnezeu. De aceea te onorăm și îți dăm ție toată onoarea, toată întâietatea.
majestatea, toată gloria, toată slava, toată cinstea, mărirea și măreția, doar Celui care era, este și va fi, dar Cel care este vrednic de toată lauda, toată slava, cinstea și onoarea. Și cântăm din nou, că și nimeni nu-i ca Tine. Aleluia! Aleluia! Preamărit să fie numele Tău! Evanghelia păcii, buzele mele să te laude pe Tine. Îți predau mâinile mele, mădularele mele, picioarele mele, sfințește-mă, Doamne, ca de câte ori ridic mâini curate spre cer, văd cum cerul se deschide și rugăciunile mele sunt primite înaintea Ta.
și văd răspunsul cum vine. Doamne, spre dau mintea mea, atâtea gânduri clocotesc în mintea mea, atâtea atacuri vin la nivelul minții mele și nu mă pot conecta cu tine. Mă pocăiesc și își cer iertare că nu am vegheat la poarta minții mele. Cer sângele tău să mă curățească și declar de acum înainte orice gând care nu-i de la tine îl fac rob ascultării de Hristos. De acum am doar gândul lui Hristos. Mă gândesc la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și mintea mea te vede pe tine, gândește ca tine și primesc Duhul de creativitate, primesc tot ceea ce tu vrei ca eu să gândesc, să creez, să chem în ființă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Mulțumesc că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Îți mulțumesc că m-ai creat după chipul și asemănarea ta, cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și mi-ai dat putere și autoritate peste tot ce există pe pământ și peste toată puterea vrășmașului. Declar că astăzi sunt o făptură nouă în Hristos. Cele vechi s-au dus. Sunt o făptură nouă. De aceea te laud, te onorez și îți mulțumesc pentru acest har și favoare. Aleluia, preamărit să fie Dumnezeu. Îmi place foarte mult să îl las pe Duhul Sfânt să-l conducă și mai ales la început. Pentru că Duhul Sfânt știe exact ceea ce este biserică și exact ceea ce este nevoie. De aceea este așa de importantă închinarea. De multe ori mergem în închinare și o oră. Mulți care nu înțeleg această lucrare, se plictisesc, ies afară, stau jos, nu înțeleg frumusețea puterii care este în închinare. Închinarea este diferită de mulțumire și laudă. Prima dată mulțumești Domnului pentru bucate, pentru sănătate, pentru tot și avem motive, sute și mii și nu uitați să-i mulțumești Domnului și să veniți cu recunoștința. Apoi este lauda, îl lăudăm pe El pentru bunătatea Lui, pentru tot ce El a făcut pentru noi și, Domnul, ce nu te opri nici aici, vino mai sus. Vino în prezența mea. Adevărata închinare care, și închinător care Domnul îi caută să fie un închinător în duh și în adevăr. Nu e vorba doar de cei care sunt la grupa de închinare, fiecare din noi. Să tânjim după acest lucru. Doamne, vreau să ajung mai sus în prezența Ta și inima mea să fie atât de curată înaintea Ta. Să mă închin în duh și în adevăr. Noi ne închinăm, mereu spun aceste trei lucruri, noi suntem creați trup, suflet și duh. Trupul nostru cu cele cinci simțuri, sufletul nostru cu mintea, voința și emoțiile. Și apoi este duhul. Mulți nu ajungem în duh. Pentru că suntem foarte mulți controlați de emoții, de gândire, de mintea noastră, de problemele noastre. Dar de aici putem cânta, putem să ne rugăm, putem să predicăm, putem să facem fapte bune. Nu că nu le-ar primi Domnul, dar nu sunt mai sus, mai aproape. Să poți să experimentezi ceva mai înalt și care te duce în prezența Lui. Nu știu nivelul dumneavoastră, dar indiferent la ce nivel sunteți, Domnul astăzi vrea să te dea o mâncare mai tare, la care să meditezi, la care să te rogi. Poate ai fost, poate ești aici și Domnul spune, există mai mult. Eu spun, Doamne, nu știu la ce nivel sunt, dar vreau mai mult. Totdeauna vreau mai mult și mai mult, mai aproape de Tine. Și am ascultat și eu de multe ori foarte multe predici, foarte multe mesaje, cântări, cărți scrise de mulți oameni mari, Dumnezeu și femei. Și citind cărțile lor, zic,
Doamne, nu înțeleg. E un mesaj prea profund, dar vreau. Nu știu. Nu știu cum e, dar simt în Duhul meu că este adevărat. Vreau și eu. Nu știu prin ce voi trece, nu știu când, dar vreau și eu. Dacă poate ești acolo și poate nu înțelegi, dar mă rog ca Duhul Domnului, așa ne mă să atingă inima ta să zici, Doamne, vreau și eu. Plătești poate un preț, sunt niște pași care trebuie să-i faci, dar vei ajunge cu siguranță. Domnul caută o inimă însetată și cine mă caută din toată inima, mă găsește. Nu vreau să vorbesc despre noi, cred că mă știți și care nu mă știți, dacă găsiți pe internet, venim din Canada, e adevărat, și Dumnezeu ne-a chemat în această lucrare din 2007. E pentru prima dată că vin aici, dar mă bucur să vin în biserici noi. Îi mulțumesc foarte mult Paula și soțului care ați dorit ca să venim și în locul acesta împreună cu soțul meu. El e mai mult cu Africa, suntem împreună, dar avem misiune și în Africa, într-un trib din Caramuja, care n-au apă, n-au mâncare. Și mulțumesc celor care au donat, știu că tu ai strâns bani, ai vândut multe lucruri ca să se facă o fântână de apă. Și din zona aceasta și din Austria, glorie Domnului pentru toate. În toate lucrurile m-a învățat Domnul eu să fiu centrul. De-a cursul anului am foarte multe cărți scrise, o spun la urmă, foarte multe mesaje care mi-a dat Domnul. Dar acum, în vremea de pandemie, eu am continuat să studiez cuvântul, am vorbit mult pe Zoom, poate multe mă cunoașteți după Zoom. Domnul mi-a spus un lucru foarte profund care îl știam și care am gustat din el, dar nu atât de profund. Și am început să intru pe un nou drum. Acest drum, Domnul mi-a spus, de atâtea ori noi, pământenii, creștinii vorbesc, ne uităm prea mult la ce face diavolul și bine să știm cine e diavolul și ce face, la ce zic oamenii, ce fac oamenii, la ce zic poate rudele, ne concentrăm mult la pandemie, la război, la probleme, e bine să le știm. Dar Domnul a zis, dacă vreți să vedeți o diferență în viața voastră cu adevărat, dacă vrei cu adevărat să guști din puterea mea și să ai o viață de biruință, cu toată inima, cu tot sufletul, cu totul, privește la mine. Caută-mă pe mine mai întâi. Eu să fiu centru, pentru că eu știu exact ce trebuie ca tu să faci. În mine găsești sursa oricărei nevoi care tu o ai. Ce până acum n-am știut, ba da. Dar Domnul știe ce viitor va veni. Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu noi și El ne știe nivelul, ne știe greumântele. De aceea am simțit în timp ce cântam, asta am simțit din partea Domnului, să-i predăm din nou inima noastră. Total, absolut tot ce este acolo, că acolo sunt toate lucrurile și negative și pozitive. Și din nou să-i predăm inima Domnului, ca să fie întreagă a Lui, ca El să poată să lucreze în viețile noastre. Și am constatat un lucru și am văzut multe din tot ceea ce scriu și vorbesc, bineînțeles, studiez cuvântul Domnului, dar sunt și din multe experiențe, Domnul mă trece prin experiențe ca să înțeleg și același lucru și dumneavoastră. Poate un lucru știi, că l-ai auzit, dar cere-i Domnului experiența ta personală și atunci zici, acum înțeleg ce a zis fratele sau ce a zis sora sau acum înțeleg predica aceea, pentru că treci tu personal. Să nu-ți fie teamă să ceri să ai experiențe cu Dumnezeu. Cel mai mult, cel mai frumos este să umblăm în prezența Domnului. Și o să spui cum este aceasta. Ce înseamnă prezența Domnului pentru cine nu știe? Prezența Domnului este însuși Dumnezeu care se manifestă într-un mod specific. În viața ta personală, în casa ta, în biserică, unde Domnul, în conferințe, unde Domnul, El vrea mereu unde are pregătit terenul. Este foarte trist. De atâtea ori poate să de ani de zile venim la biserică și niciodată n-am simțit prezența Domnului. O știm, o credem, dar Domnul atât de mult vrea ca să o și simți. Acea atingere care Domnul ți-o dă în momentele acelea de închinare sau de rugăciune îți transformă viața radical. O persoană care s-a întâlnit cu Domnul în acest fel se va vedea transformare radicală și ceilalți din jurul ei. Poate ați avut aceste întâlniri cu Domnul, dar de asemenea nu fi mulțumită, să dorești mai mult. O singură atingere a Domnului te poate ține o zi, o lună, 10 ani. Depinde fiecare cât de mult îl dorești pe Dumnezeu și știi teoretic
Eu nu vorbesc de religie, n-am nicio religie. Ce, cum ești, baptist, pentecostal, carismatic, nu. Sunt copilul Domnului, sunt fiica celui prea înalt. Și putem vorbi, nu pe baze religioase, nu pe tot felul de contradicții, nu pe tot felul de lupte. Eu vreau să te duc la Hristos. La Hristos cel revelat, cel viu și înviat, care e real și care este acum aici. Nu doar teorie. Pentru că prima dată când m-a atins Domnul a fost după 40 de ani de mers la biserică. Făcând fapte bune, viață, și căderi și ridicări, am văzut viața total diferită. Am scris, poate aș citit în prima mea carte, Cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu, când m-a atins Domnul, dar l-am căutat. Ani de zile l-am căutat pe Domnul. Am zis, Doamne, nu se poate, există ceva mai mult. N-auzisem, nici măcar la Pentecostal nu fusese, nici n-auzisem de vorbirea în limbi sau de minuni. Nu am auzit. Nu știam. Dar înăuntru meu Domnul a știut viitorul și El a pus acel gol și acea foame, acea sete, tot El ți-o pune. Și mereu spuneam, există mai mult din Dumnezeu. Eu nu vreau doar o formă de evlavie fără putere. Eu nu vreau doar să merg la biserică, vin acasă, o cântare, o rugăciune, un mesaj bun, am uitat și merg la treburile vieții. Dar nu există transformare în viața ta. Să fii plină de pasiune, plină de foc pentru Domnul, încât ești gata să-ți dai viața, ești gata să dai toți banii, te scoli noaptea, postești, te rogi, nu mai ai nicio limită omenească. De ce? Ceva supranatural te-a atins. Din nou spun, am fost creat de Dumnezeu trup, suflet și duc. Trebuie să ajungem în Duhul să înțelegem planul și voia lui Dumnezeu. Când ajungi aici, ești deja în supranatural. Nu mai ești tu. Vei fi neînțeleasă, vei fi prigonită, vei fi poate mulți te vor arăta cu degetul, mulți îi atragi, ai vrea și să ai ce-i tu, ce ai tu, dar nu sunt gata să plătesc prețul. Și cu cât l-am căutat pe Domnul și cum? Bineînțeles, la biserică, dar n-a fost de ajuns. Depinde ce biserică ești, nu judec pe nimeni, dar sunt și biserici care e doar o biserică, dar nu simți prezența Domnului. Caută sora mea acasă. Dacă nu găsești în biserică, m-am pus pe rugăciune, am căutat cărți ajutătoare, când aia mi-a dat Domnul harul să scriu și eu să las, dar în rândul meu multe mărturii și revelații ce mi-a dat Domnul și stăteam până noaptea târziu și culcam și copiii, patru copii mici, nu ți este ușor, și culcam și stăteam câte două, patru, până la șase ore, fiecare seară. Zic, Doamne, eu nu te las până nu vii să mă atingi. Măcar ca femeia aceea, măcar să mă ating de poala hainei tale, că știu că vei transforma viața. Dar nu uitați, n-aveam nicio durere, nicio problemă, nicio lipsă, nu trăiam în păcat, nu. Ajunsesem în Canada, totul părea că e perfect. Dar cineva lipsea. Dar mergeam mereu la biserică. Nu exista dimineața sau seară să nu mă rog. Totdeauna ne plăcea și Iisus Hristosul să ajutorăm, să dăm bani de toate. O viață morală frumoasă. Dar Hristosul cel viu, prezența Lui lipsea. Și era în mine un gol și aceasta mă rog acum ca Domnul să provoace acel gol în dumneavoastră, acea foame și sete. Doamne, nu vreau să mai stau la nivelul la care să nu vreau doar cu formă de evlavie, vreau să umblu prezența Ta, vreau atingerea Ta, vreau transformarea Ta, vreau, Doamne, cerul pe pământ. Pentru că am zis, Doamne, totdeauna vorbim despre Dumnezeu, despre Dumnezeu, minunile, istorie, ok, istoria aceea cu ce mă afectează pe mine. Cum îmi schimbă mie viața, ce a făcut Moise și toți ceilalți și Domnul Iisus? Așa știm să povestim multe din Biblie, dar Dumnezeu e viu, e real, astăzi, este aici, același ieri, azi și în veci. Eu vreau să mă unesc cu El pentru plinirea planurilor Lui, că și El și astăzi face minuni, El și astăzi vrea să-ți reveleze și astăzi cerul vrea să coboare pe pământ. Nu uitați, sora mea. Ai fost creată după chipul și asemănarea Dumnezeu. Dumnezeu a avut încredere în femeie să pună sămânță dumnezeiască. A avut încredere în femeie că a zis, când a fost lupta cu șarpele, cu diavolul, suntem în luptă continuă. Ia va zdrobi capul. Diavolul ne va zdrobi doar călcăiul. Adică nu vom fi scutite de multe încercări, dar Domnul este cu noi. Domnul ne-a dat aceste capacități să fim colaborator, lucrător împreună cu Dumnezeu pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Știu teoria care este în lume și mai ales în România, femeia să tacă, femeia la cratiță. Doamne, ai milă! Dacă Dumnezeu a avut încredere într-o femeie să-L pună pe Fiul Lui în ea, în pântecul ei,
De ce n-ar avea Dumnezeu încredere în femeie să vorbească despre Fiul Lui? Când trăiești doar într-o formă de evlavie fără putere, rămâi doar în principiile Bibliei, în versete care doar în slovă care omoară, când ajungi să fii în Duhul și ai acea atingere dumnezeiască, toată viziunea ta se va schimba. Gândirea ta se va schimba. Îți trece un timp pentru că se formează tărituri religioase în mintea noastră și noi așa credem că așa am fost învățați, așa am citit multe lucruri din Biblie. Dar când te atinge Domnul, totul se schimbă. Hai să ne gândim puțin la Maria. Când a venit înainte de mormântare, a venit să-i ungă picioarele și să spargă vasul de alabastru. Dar era un loc care femeile poate n-aveau voie să vină. Dar ea n-a ținut cont de nimeni. Ea avea un scop. Ea a recunoscut dinainte că acest Iisus care făcea minuni e Fiul lui Dumnezeu. La început, când a venit Domnul Iisus în casa lui Marta și lui Maria, Maria a lăsat aspiratorul, a lăsat bucătăria, a lăsat mâncarea, a lăsat prăjitura, a lăsat tot. S-a pus în genunchi la picioarele lui și doar îi sorbea cuvintele. De câte ori noi nu lăsăm totul pentru Domnul? Și chiar am constatat și nu numai lucrul acesta. Cea mai mare bătălie care avem noi astăzi, știți care este? Suntem prea ocupate. Sau foarte multe distrageri. Ne distrage Facebook-ul, ne distrage internetul, ne distrage ce-a mai făcut X și Y, ne distrage toate news-urile, ne distrag copiii și treburile prea multe. Și în tumultul acestor treburi, oare de ce ne este greu să stăm cu Domnul Iisus? Îl lăsăm ultimul să-i dăm doar 5 minute. Știți de ce? Pentru că nu ne-am întâlnit cu El. Când te atinge Domnul, când te întâlnești cu El, cu iubirea aceea care arde și ți-a dat-o ție în inima, în tine arde un foc continuu pentru El și împărăția Lui, și faci treburile cât de repede posibil și îți dă har ca ceea ce făceai poate altădată în 5 ore tu poți să faci într-o oră. De ce? Pentru că ai în gând să te duci la picioarele Lui în cămăruță, să petrești timp cu El. El este sursa, El este viața. Și asta am constatat de-a cursul anilor. Vorbim foarte multe despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu, despre Duhul Sfânt, că nu putem să-i deslipim pe unul, pe unul de celălalt. Trinitate, chiar dacă sunt diferiți în acțiune. Atât de mult vorbim despre El, câți vorbim cu El. Și ne găsim plăcerea și pasiunea, ca și Maria, la picioarele Lui. Și dăm totul. Ne gândim puțin la Maria când a murit Lazar, i-a trimis vorbă că știa că e Fiul de Dumnezeu și că are putere și nu a venit Domnul Iisus. A venit întristarea că de multe ori după ce ai experiențe cu Dumnezeu va veni testele vieții. Și la teste noi cădem. Dar dacă noi am stat suficient timp la picioarele Domnului și viața Lui, cuvântul Lui a intrat în noi, acel foc, acea pasiune a intrat în noi, indiferent că vine necazul, vine moartea, vine suferința, vine lipsa, vine divorțul sau alte dureri care nu le dorești, rămâi tare, chiar dacă te aplești de multe ori și nu înțelegi. El te va susține, dar tace. La examen se zice, profesorul tace. Și atunci intrăm în alertă, zice, Doamne, unde ești, Doamne? Nu mai răspunde, Doamne, nu mai aud pe Domnul, nu mai simt nimic, nu mai înțeleg nimic. Domnul zice, rămâi în acea încredințare, rămâi în promisiunile mele care ți le-am vorbit prin cuvânt. Și vedem cum, după 4 zile când Domnul Iisus se întoarce, s-a dus Marta, Andrei. Am un alt subiect mai profund despre aceasta, doar câteva idei vreau să scot. Dar Domnul Iisus a întrebat de Maria. De ce? Pentru că Domnul Iisus a văzut că femeia aceasta, Maria, a recunoscut cine este El și i-a văzut dragostea, smerenia, dedicarea, a lăsat totul pentru El. Când se întâlnește cu Domnul Iisus, din nou Maria se duce la picioarele Lui. Din nou îi sorbea cuvintele și apoi la urmă când El sparge vasul de albastru, ceea ce spune acolo cuvântul, mulți predicatori nu
cred, nu-l înțeleg și nu vorbesc că nu înțelege semnificația adevărată închinării. Când ucenicii, și mai ales Iuda, a zis, oh, s-a risipit atâția bani să spargă acest mir, s-ar fi vândut la săraci și hrăneam, nu știu câți săraci hrăneam cu ei. Nu uita, nici măcar facerea de bine, nici măcar slujirea, nici măcar misiunea și orice faci pentru Domnul nu e mai important decât El personal. Întâi El, conexia cu El, te încași cu El, slujești pe El, te închinui și apoi pe orizontală. Mulți am schimbat. Pentru că nu ne-am întâlnit cu Domnul, trebuie să facem fapte bune, slujind Domnului. Dar mai devreme sau mai târziu, o să ai tot felul de frustrări și mulți renunță la misiune, renunță, începe să judece, nu mai dă bani, că de ce să dai omul s-a dus banii și tot felul de lucruri. Când te întâlnești cu Domnul și îl cauți mai întâi pe El, cum a făcut Maria, a dat totul și nu m-a interesat ce zic alții. Și Domnul Iisus spune, de ce face supărare femeie? Ea a făcut un lucru bun față de mine. În engleză spune, ea s-a închinat înaintea mea. O formă de închinare extravagantă, cea mai profundă, cea mai puternică, înainte ca Domnul Iisus să fie crucificat. Și apoi specifică, oriunde se va vesti această Evanghelie să se vestească ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Cu alte cuvinte, urmați exemplul. Este o femeie. Nu se spune ce s-a întâmplat viața ei, bărbat, părinți, decât avea pe Lazar și pe Marta. Dar faptul că ea tot timpul a stat la picioarele lui, faptul că tot timpul ea a simțit să dea toată averea ei, se zice că era cumva averea ei pentru un an de zile în acel mir, în acel parfum care îl avea. Și Domnul Iisus atât de mult o ridică și onorează oriunde vestiți Evanghelia. Unde veți vorbi despre mine, să vorbiți despre această femeie. Ce a făcut ea pentru mine? Ea a venit la mine, a lăsat totul pentru mine, ea mă iubește pe mine, s-a jertfit pentru mine și a dat averea pentru mine în primul rând. Nu-i face supărare. Asta este un exemplu așa de minunat pentru noi. Mai întâi Dumnezeu, să-L căutăm pe El, să dăm totul pentru El și viața noastră va fi mult mai ușoară. Și va fi foarte ușor să umblăm în prezența Lui, pentru că suntem conștienți de focul acela care arde noi. Și noi atunci ne-am predat total, căci în partea aceasta sufletească este foarte mult voința noastră, mândria noastră, eu-ul nostru, apucăturile noastre din trecut, ambițiile, supărările, neiertările, traumele, abuzurile, toate și le cărăm cu noi când venim la biserică. Că poate nu ne-a învățat nimeni, sau n-am știut, sau n-am fost la o consiliere creștină, sau n-am înțeles puterea sângelui la Golgota, care să mă elibereze de tot trecutul, când la urmă am spus, dacă ți-am predat ție inima, ne-am predat-o cu tot trecutul, cu toate mizerile, cu toate păcatele, cu tot, cu tot. Și acum sunt o făptură nouă în Hristos. Când noi înțelegem partea sufletului, i-am predat-o Domnului, eu am murit, Domnul Iisus ne spune, dacă vreți să mă urmați pe mine, să te lepezi de sine, să iei crucea în fiecare zi și să mă urmezi. Dacă noi ne lepădăm de sinele nostru, eu nostru este cel mai mare dușman. Păi uite ce mi-a zis sora, dar de ce păstorul a zis așa? Dar de ce cealaltă? Haide să ne pocăim. Vei fi în această tulburare și chinuită, sora mea, până te vei întâlni cu Domnul. Nu în veșnicie, nu la răpire sau la moarte, aici pe pământ. Când te întâlnești cu dragostea Lui și spui, mă predau total, nu mai trăiesc eu, Galateni 2:20, ci tu trăiești în mine. Și atunci ai să vezi că ți este atât de ușor, că tu ești moartă. Nu trupul acesta, firea, e pusă pe cruce. Și îți va fi atât de ușor să ierți pe cea care te rănește, pe cea care te vorbește de rău, pe cea care te-a nedreptățit, îți este foarte ușor. De ce nu mai faci? Tu ești mort. Un mort laudă, blesteamă, nu zice nimic. Nu este ușoară această moarte, dar pas cu pas, când înțelegi lucrul acesta, pe mine m-a ajutat enorm mult înainte, am citit cărțile lui Watchmanii, dacă îl știți, multe cărți din anii trecuți care pune foarte mult bază pe acest lucru și am înțeles. Că trebuie să rap.
Eu trebuie să tac, eu trebuie să mă predau total Domnului, ca El să locuiască în mine. Și indiferent de circunstanțe și de situații, și am avut multe, mai ales de când am început lucrarea, câte atacuri și lovituri am primit, numai Tata din cer știe, dar zic, Doamne, Domnul mi-a spus odată, și chiar prin proroce, chiar m-am întâlnit cu frate din altă țară, a venit, nu m-a cunoscut nimic, ce urma să vorbesc la o conferință și am fost tare atacată și lovită. Și El mi-a spus înainte, zice, te văd ca un trandafir și care încearcă lumea să te zdrobească, și ce Domnul spune, nu o lua personal, dacă te respinge sau te lovește, pe mine mă lovește. Dar cu cât te zdrobește, din trandafir este o mireasmă care este atât de plăcută pentru Dumnezeu și și tu începi să miroși frumos. Maria, când a vărsat vasul de alabastru, toată camera s-a umplut de miros, de mireasmă, și ea, și Domnul Iisus, și toți de acolo. Cu cât noi zdrobim și ne predăm Domnului și dărâm totul Domnului, noi trebuie să împrăștiem în jurul nostru o mireasmă plăcută a dragostei lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, indiferent ce va trebui să faci, să iubești, iubirea noastră este limitată. Tu poți să iubești, de fapt nu ești Hristos prin tine, pe Cel care ți-a făcut cel mai mare rău. De ce? Tu ai înțeles revelația crucii. La Golgota s-a produs acel exchange, acea transformare. Tu îi dai totul, păcatele și durerile și necazurile Domnului. El în schimb îți dă iertarea, îți dă pacea, îți dă bucuria. Și te-a făcut nou-nouță, o făptură nouă în Hristos. Când, și dacă ai înțeles acest lucru, acest adevăr, și te mai întâlnești cu persoane din trecutul tău și scoate ochii, păi tu vorbești, nu știu ce ai făcut, păi nu știu despre cine e vorba, acea persoană nu mai există. Eu acum sunt o făptură nouă în Hristos. Mintea mea e schimbată, inima este schimbată, totul este schimbat, eu nu știu despre cine vorbești. Dacă te întâlnești poate cu cineva care rău te-a rănit și parcă încă de tot vezi persoana respectivă, simți din nou acea răutate, acea mânie. Când ești o făptură nouă în Hristos, când vezi acele persoane, e ca și cum niciodată nu s-a întâmplat nimic rău. Asta este revelația puterii crucii. Dacă ne numim creștini și credem în jertfa Domnului Iisus, trebuie să se producă o transformare radicală. Ești o făptură nouă în Hristos. Rugați-vă pentru revelație. Efesenul 1 cu 17 ne spune, mereu să spunem, Doamne, dă-mi un duc de înțelepciune și de descoperire sau revelație în cunoașterea Ta. Atunci când citești din Biblie, în momentul cu când noi suntem mai deschise și dornice după Dumnezeu, Duhul Sfânt este acolo și îi spui, Duhule Sfinte, dă-mi acest duc de revelație, să înțeleg ceea ce citesc acum. Și versete care le-ai citit de sute de ori, de data asta, acum înțeleg. Acum pricep și spui, mărire ție, Doamne, și simți atunci ca o putere care a intrat în tine și acum face parte din tine, este a ta. Acea lumină, acea revelație, acel adevăr este al tău. Nu mai trebuie să te lupți, nu mai trebuie să întrebi, nu mai ești în îndoială. De acum știu, Domnul Iisus a murit să ne ierte de păcate, să ne vindece de boli, să-mi transforme radical viața. Eu sunt o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și toate persoanele care m-au rănit sunt noi nouțe, ca și cum niciodată nu mi-au făcut niciun rău. Nu-i așa că e frumos. Relația noastră cu Domnul este extraordinară. Deci cu cât noi înaintăm și trebuie să înaintăm, și eu cred că trăim în secolul vitezei. Și m-am rugat, zic, Doamne, nu mai vreau ca surorile să treacă în 40 de ani de mers la biserică și avea atunci să te descoperi. Și chiar m-am întâlnit cu multe persoane care s-au pocăit de curând. Și așa am văzut o foame, o sete, o deschidere mai profundă, mai adâncă, de a înțelege lucrurile spirituale la un alt nivel. Și mă rog și aici, ca Duhul Domnului, așa de mult să lucreze la inima dumneavoastră, cât mai repede să ne ridicăm, să creștem mai mult în cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu, în relația aceasta intimă care trebuie să avem cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Umblarea în prezența lui Dumnezeu este când atmosfera cerului coboară pe pământ și probabil că cele mai mult se manifestă la închinare. Și când vine acea închinare care e plăcută lui Dumnezeu,
se simte. Dar dacă n-ai fost obișnuită cu un stil de închinare și care chiar se repetă, și știu că am auzit, ce tu repetați refrenul acela? Știți de ce? Prima dată noi cântăm cu gura. Mintea, nu ți s-a întâmplat? Eu spun din propria experiență. Era ciorbă, era câte mesaje de făcut, unde trebuie să merg, dar gura cântă. Nu ți s-a întâmplat să te rogi, gura merge, dar mintea ta este la probleme, la necazul sau unde trebuie să pleci. Nu-i așa? Deci avem nevoie de un timp, mai mult sau mai puțin, până ne conectăm cu Domnul. De ce? Din nou spun, suntem în trup prima dată și suntem obișnuite să ne rugăm fiecare în felul ei și gura merge, necazurile, problemele, ai lista de rugăciune, dar oprește-te. Stai puțin, Doamne, eu mă rog, cui te rogi? Și cu ajutorul Domnului, spui, Doamne, îmi predau mintea, emoțiile, totul, eu vreau să fiu în prezența Ta. Și cum ajungi aici în prezența Domnului să fii în Duhul, ca rugăciunea ta să fie efectivă? Adu-ți aminte și să ai Biblia lângă tine, o carte ajutătoare cu numele lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? E o carte a doua biruitorii în care am dat foarte multe nume din numele lui Dumnezeu, numele Domnului Iisus, cine este Duhul Sfânt, cine este diavolul, ce face diavolul, dar foarte multe despre Dumnezeu. Și cu cât tu citești, de-aia trebuie să trebuie timp cu Domnul. Nu te ruga pe fugă. Dacă într-adevăr te grăbești 2-3 minute, Doamne ajută, slavă ție, glorie ție, protecție și plecăm. Nu te mulțumi cu acele minute. Fă-ți timp, noaptea, dimineața, ziua, o oră, două, cel puțin. Dacă vrei să-L experimentezi pe Domnul. Dacă vrei să înveți să umbli în prezența Lui. Dacă vrei atingerea aceea supranaturală care îți transformă radical viața. Fă-ți timp de El. Acesta este secretul. Și cu cât meditezi cine e Dumnezeu? El este, cum am cântat, Yahweh. Evreii nu pot să pronunțe acest nume. Pentru că ei știu ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, ce lucrări mari a făcut Dumnezeu prin Moise. Și au acea frică și reverență cât nu pot să pronunțe, pentru că ei știu că pot să moară datorită puterii lui Dumnezeu. Și Domnul mi-a dat aceasta să spun, oriunde voi merge, haideți de azi înainte, dacă până acum ai auzit acest lucru, să nu mai vorbim sau să ne rugăm cu ușurință, pronunțând numele Dumnezeu sau Iisus. Doamne Iisuse, Doamne, să ajute, Dumnezeu, Tată, Dumnezeu, oprește-te. De aceea nu vedem nimic. Pentru că ne rugăm doar cu buzele sau la nivelul minții. Nu suntem conștiente de prezența Lui. Cine este El? Când vii rugăciune, spui, Doamne, predă-te, te pocăiești, poate ai rugânduri rele sau ai zis ceva soțului sau copilului, vină cu pocăință înaintea Domnului și apoi începi să meditezi, Doamne, cine ești Tu? Și îți aduce aminte din cuvântul Domnului, numele Lui Dumnezeu, puterea Lui. Și cu cât medităm la suveranitatea Lui, puterea Lui, dragostea Lui, minunile Lui, nivelul credinței se ridică. Reverența vine în cât te arunci cu fața la pământ în prezența Lui, când începi să simți că El este acolo și simți să tremuri, simți să te bucurești mai mult sau zici, Doamne, sunt aici, dar eu nu merit, Doamne, mi-e frică, de multe ori spui, nu-ți fie teamă, cere doar sângele Domnului să vină asupra ta, este protecția care te va ține dacă ajungi să te conectezi cu Tatăl. Și ai să vezi când spui și începi să te rogi, când spui cuvântul Dumnezeu, nu e doar un cuvânt, este o persoană care e creatorul Universului, care este împărat al împăraților și Domn al domnilor, care este sfânt, 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 care cele patru făpturi vii, zi și noapte strigă sfânt, sfânt, sfânt și în același timp cei 24 de bătrâni aruncă cununile și din nou laudă și din nou strigă sfânt și atunci se unesc toți îngerii, milioane de îngeri și strigă sfânt, a ta este gloria, slava, cinstea, mărirea, măreția, bogăția, înțelepciunea. Crezi că poți să mai reziști în prezența Lui? Te prăbușești și zici, ai milă de mine păcătoasă. Dar îți place să fii acolo, că ai ajuns să fii în Duhul și știi că nu ești în păcat, că sângele Domnului ți l-a luat. Deci este atât de profundă și de atânc atingerea Lui, încât chiar dacă este înfricoșătoare, cum a fost în Vechiul Testament, te atrage ca un magnet și zici, aici vreau să...
să trăiesc, aici aparțin, am fost creată să fiu un Duhul pentru eternitate. Noi prea mult trăim în trup și trăim în suflet, dar prea puțin în Duhul. De aceea nu experimentăm pe Dumnezeu, pentru că El este Duh și nu ai cum să-L înțelegi cu mintea. De asemenea, când ne gândim la Domnul Iisus, ce ușor vorbim despre El, dar stai, vin înaintea Lui și meditează la cine este El, cum a lăsat cerul și nu spui pentru noi, pentru mine, pentru mine. A lăsat splendoarea să vină pe pământ și încep să meditezi și să-ți imaginezi tot ceea ce știi din Biblie, pentru că meditează zi și noapte asupra cuvântului, cum a făcut tata bine și în același timp cum a fost înșelat de Iuda. Poate și eu am fost ca Iuda. Meditează. A fost lepădat de Petru, prietenul lui. Nu cumva și eu m-am lepădat, de atunci mi-a fost rușine de el, mi-a fost rușine să spun că sunt pocăită, mi-a fost rușine să spun altora despre Domnul. Sunt și eu ca Iuda, sunt și eu ca și Petru, Doamne, milă de mine păcătoasă, și încep să pui în practică, să aduci ceea ce a fost istorie în viața ta acum și ești cu el față în față și spui, Doamne, vreau să fiu ca Ioan, să pun capul pe pieptul tău, să aud bătaia inimii tale. Și-și cer iertare, dar vezi frumusețea dragostei și apoi îl vezi pe cruce pentru tine. Și Domnul mi-a dat harul că l-a văzut pe Domnul în timp ce mă rugam odată în viziune și Domnul l-a văzut pe cruce și l-am auzit atât de clar. Că mi-a zis, Rodica, Rodica, când a fost pe cruce, m-am gândit la tine să te răscumpăr, că te iubesc. Ei, nu mai poți. Amuțești. Mă pun cu fața la pământ așa și stau o ore și plâng de dorul și de dragul lui. Pentru că am primit revelația dragostei lui. Atât de ușor vorbim despre Iisus, dragostea lui a murit pentru noi. Ok, ok, dar e sigur că tu ai fost atinsă de acea dragoste. De câte ori noi nu vorbim despre cruce, când a fost crucificat, a strigat, Dumnezeule, n-a mai zis, Tată, de ce m-ai părăsit? Ce ușor vorbim despre ea. Dar ai trecut vreodată printr-o experiență cât de cât asemănătoare. I-am cerut Domnului, Doamne, eu vreau să experimentez, să-ți înțeleg inima. Multe experiențe le-am scris în cartea Izvorul din pustiu în urma tragediei când a murit fiul nostru. Și cea mai mare durere, multe, multe a fost, dar referitor la ceea ce am spus, a fost nu numai durerea că copilul a murit, că nu cred că există durere mai mare pe lumea aceasta decât dintr-o dată să vezi copilul moare. N-a fost și durerea celorlalți, toți în traumă, toți în depresie. N-a mai fost durerea celor care aruncau cu pietroaie mari în noi și mai ales în mine. Cea mai mare durere a fost că nu l-am mai simțit pe Dumnezeu. El a îngăduit să trec într-o noapte neagră. Abia atunci când strigam la el și chiar am zis, n-am mai zis nicio tată, mi-am zis, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Dintr-o dată a fost acea conectare cu el pe cruce și abia atunci am înțeles că el în grozăvia, în durerea cea mai mare, tatăl l-a părăsit. Și am zis, Doamne, tocmai acum ți-ai găsit să mă părăsești, că aveam așa mare nevoie de tine. Îl vedea pe Domnul Iisus, tocmai acum tatăl l-ai părăsit, că n-avea cea mai mare nevoie de tine să te vadă că ești cu el. Că eu am cerut odată Domnului, eu spun la Filipeni 3:10, să cunosc puterea lui toți vrem, puterea învierii și să mă fac una suferința lui, să gust, să înțeleg suferința lui. Nu suferim să fim mântuiți sau să salvăm pe alții, ci Domnul ne duce să fim una cu El, că numai atunci îl vom înțelege, îl vom iubi și vom sacrifica totul pentru El. Atunci am înțeles ceva, știu că Dumnezeu nu m-a părăsit, dar n-a mai îngăduit să mai simt nimic, să mai văd nimic decât întuneric, durere. Eram ca într-o groapă, nici nu cădeam, nici nu mă puteam ridica și strigam. Dar un lucru care El mi-a dat, că m-am întâlnit prima dată cu El în 2003, am zis, Doamne, indiferent unde ești,
Indiferent că nu înțeleg și nu-mi place de ce mă treci pe aici, eu tot te iubesc. Eu tot te laud. Eu tot te binecuvintez. Știi ceva, Doamne? Tu de mine n-ai să scapi. N-ai cum. Cu toate că Domnul zice, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te părăsesc, de-aia am zis eu, eu n-am să te părăsesc niciodată. Indiferent că mă treci prin valea umbrei morții, indiferent că nu înțeleg și nu știu și tu parcă ai dispărut. Pentru că e foarte greu când ai avut revelații cu Domnul, mă bătea Domnul pe umăr, cuvinte profetice, viziuni, atâtea lucruri supranaturale, vindecări, eliberări, atât de mult am avut parte de astfel de lucruri. Și dintr-o dată, necazul tău cel mai mare se retrag toate. Nimic parcă nu mai era, dar Domnul m-a învățat ceva. Domnul mi-a spus ce vreau să te învăț. Ca indiferent prin ce treci, încrederea în mine. Și am mai spus, credința ți-o poți pierde. Crezi că Domnul vindecă copilul sau fratele sau sora și vindecă Domnul. Cum sora mea? Primesc sute de mesaje. Eu am toată credința că Dumnezeu mă face minune. Și minunea nu se întâmplă. Și atunci oamenii cad de la credință, cad în depresie sau chiar cunosc mulți care au plecat din biserică dezamăgiți de Dumnezeu. Dar Domnul mi-a spus, încrederea e diferită. Încrederea înseamnă relație. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, petrești timp cu Dumnezeu, ai cuvântul lui în tine, în inima ta, ești testată, crescută, întărită prin diferite situații, va veni vremea testului, poate cel mai mare. Acolo singur care rămâne este încrederea în Dumnezeu. De ce? E relație, părtășie. Ai construit o relație de prietenie cu o soră, de exemplu. Ai încredere în ea, indiferent, să zicem, că cunosc pe Paula de mulți ani și am bilduit, am construit așa o relație, îi cunosc viața, caracterul, integritatea. Și știu că de la două noaptea eu sunt să-i cer ceva. Ea îmi va da, sau chiar dacă nu are, zice Erodica, nu am acum, dar peste o săptămână sau două fac rost și îți dau ceea ce ai nevoie, bani sau ceva. Eu nu mă duc chiar la ea, dăm. De ce? Știu cine este, știu relația, știu caracterul și integritatea. Am testat-o, este o relație. Asta vrea Dumnezeu la noi. Cu cât venim în prezența Lui, cu cât umblăm în prezența Lui, cu cât căutăm să-L cunoaștem, când vine vremea testului și a încercării, tu rămâi tare pe temelia credinței. A încrederii în El, care e credincios, care nu greșește, care te iubește, chiar dacă nu îți va răspunde. E așa de frumos și am avut foarte multe mărturii când tu te rogi și Dumnezeu îți răspunde. Și ai o mărturie, slavă Domnului Iisus! Și trebuie să povestim lucrurile Domnului ca să fie de încurajare pentru ceilalți care sunt poate mai mici în credință. Dar ce te faci atunci când tu spui toată încrederea în Dumnezeu? Când postezi și te rogi și dai și faci tot ce spune Dumnezeu? Și răspunsul tău nu mai vine niciodată. Testul cel mai mare. Dar aici, Dumnezeu te reconectează cu cuvântul scris, dar revelat. Aici rămâi pe stâncă în promisiunile Lui. Chiar dacă nu vezi, chiar dacă nu simți, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă te doare. Este cuvântul, trăiesc prin cuvânt. Cartea aceasta mi-a dat-o Domnul să o scriu. Înainte, fiecare an când a trebuit să venim, intru în poș și rugăciune mai multe zile, întreb pe Domnul dacă e voia Lui, dacă e planul Lui, pentru că nu vreau să o iau înaintea Domnului, indiferent că mă cheamă lumea, că știu, nu, Doamne, vreau să fiu voia Ta și în planul Tău. Și atunci Domnul mi-a spus, după ce ne-a spus să mergem în România, să scriu din nou carte. Mie îmi place foarte mult să scriu, toată viața mi-a plăcut să scriu, da, experiențe, ce meditez, ce-mi dă Domnul, revelații, și zic, Doamne, arată-mi cartea care este în cer. Pentru că tot ce este pe pământ este și în cer. Lui Moise i-a zis, vine-o sus ca să vezi cum este cortul, ca tu să știi să-l faci pe pământ. Și l-am întrebat, Doamne, cum este cartea în cer? Te rog, spune-mi titlul. Nu am văzut, dar am auzit. Atât de clar mi-a vorbit Domnul. Titlul, Doamne, înviorează-mă după cuvântul Tău. Și mi-a arătat această imagine. Am vorbit cu o prietenă de-a mea, zic, caută copertă, ce am spus cum și am găsit exact. Slăvit să fie Domnul. Am scris în fiecare zi câte o meditație, câte un verset
și revelație care mi-a dat-o Domnul, ca în ziua respectivă tu să fii înviorată. Că de aceea am pus și ca și o ploaie care vine de sus, lumina aceasta, să fii înviorată de cuvântul Domnului și exact ce ai citit tu, acel verset este deja și acesta explicat puțin în carte. Mi-a fost foarte greu să scriu cartea aceasta, pentru că eu când încep să scriu curge și a trebuit să mă limitez doar la o pagină. Am luat-o de 10 ori, cred că am mai tăiat, am mai pus, am mai tăiat. Da, este va fi pentru vremea aceasta, zic, dacă vine prigoana, îți ia Biblia. Nu o să mai poate apurile respective pe telefon. O carte poți să-ți o iei din geantă și în fiecare zi să te hrănești, să te zitești cu un verset din partea Domnului, să te învioreze, să te încurajeze. Da, și celelalte cărți le avem acolo, va fi o mare binecuvântare. Revenim la prezența Domnului. Deci, prezența Domnului, de ce nu vine în biserici? Mai mult acolo pentru că suntem mai nemulțumiți. În primul rând, s-ar putea să fie păcat în viața noastră. Sau, am spus mai devreme, nu suntem obișnuiți cu această lucrare al Dumnezeu care El vrea să o lase, mai ales acum în vreme de pe urmă. Dumnezeu vrea să elibereze gloria Lui, este un alt nivel. Avem mulțumire, laudă, închinare și apoi urmează glorie. Dumnezeu vrea să pregătească inimile noastre pentru lucruri mărețe, supranaturale care El însuși va veni. Dar noi trebuie să începem să practicăm pas cu pas prezența Lui Dumnezeu. De multe ori am văzut în biserici, poate să fie o persoană, în timpul închinării, deja simte că zboară, sare în sus, ridică mâini, plânge, stă în genunchi, pentru că deja s-a conectat cu cerul. O persoană lângă ea, în spate, în față sau în stânga, da așa, se uite pe Facebook, stă jos, nu simte nimic. Cum așa? N-a venit prezența Domnului în toată sala? Ba da. Dar depinde de noi dacă ne conectăm cu El. Depinde de inima noastră dacă a fost pregătită, dacă am lăsat totul, dacă nu mai este nicio stare firească în noi, nicio stare de mândrie sau niciun păcat ascuns și am învățat pas cu pas cum să ne conectăm cu Dumnezeu, să simțim prezența Lui și atunci fiecare se manifestă diferit. Eu cel puțin plâng de nu mai pot sau vine să zbor până la cer în prezența Lui. Când Domnul coboară, niciodată nu vine cu mâinile goale. Eram la o părtășie o dată în rugăciune, mijlocea mai mulți și așa de mult am simțit prezența Domnului, ne-am pus toți cu fața la pământ, eram așa toți cu fața la pământ. Și atunci am văzut și mi-a zis Domnul, de câte ori eu vin? Adică este lăsat să se simtă manifestarea prezenței Lui. Eu nu vin cu mâinile goale. Totdeauna El ți-aduce ceva. Cel mai mult în închinare, ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea, și mai ales nouă femeile, este o sămânță, este o povară, este durerea Lui, planul Lui, voia Lui. Pentru că tu atunci ești în Duhul, ești deschisă la lumea spirituală, te-ai conectat cu El. Când ajungi aici în închinare, rugăciunea se oprește. Te-ai rugat cât ai fost în trup, te-ai rugat în emoțiile tale, i-ai spus Domnului tot ceea ce tu dorești, te doare, ai plâns, ai strigat, ai urlat, e ok. Dar nu te opri și nu te ridica așa. Nu te ridica de la rugăciune niciodată, până nu simți pacea, atingerea Lui. Până nu ai ajuns să taci. Este cel mai greu, am discutat cu multe persoane, cel mai greu este să vii în prezența Domnului și să taci, să nu scoți niciun cuvânt. Atunci gândurile știi cum se duc în toate părțile. Te ridici și pleci. Practică. Nu te opri. Stai din nou înaintea Domnului, dar nu uita, trebuie să te descarci. Plângi, te rogi, mijlocești, ce simți tu atunci? Dar trebuie să ajungi aici în Duhul. Aici e liniște totală. Și când ești aici, ești conștient atât de puternic de prezența Lui, de cine este El. Ai vrea să te rogi și nu mai poți. Aici doar când, sau doar îngâni o cântare nouă. Biblia ne spune, cu alte cuvinte, creează o melodie nouă în inima ta și spune Domnului. Vine un gând, poate o melodie care ai auzit astăzi, sau una nouă care Duhul Sfânt o are în inima ta și atunci o scoate pe gură. În cele mai multe dăți, când am postit mai multe zile, fiind noaptea și nu prea puteam să dorm, mă trezeam și auzeam Duhul undeva înăuntru meu cântând sau rugându-se.
Și eu trebuia să fiu alertă și atunci pe gura mea trebuia să iasă ceea ce era deja înăuntru meu, Duhul Sfânt tot timpul mișlocește pentru noi cu suspire negreite. Și eu trebuia să le vocalizez, să le dau, cu alte cuvinte, să vină în ființă. Când ajungi în închinare și în prezența Domnului, nu pleca și nu te grăbi, este cel mai sacru moment, că nu totdeauna vei putea să ai astfel de experiențe. Cu cât practici lucrul acesta, poate să fie zilnic. Alte ori poate să fie o dată pe săptămână, o dată pe lună, fie în cămăruța ta, fie la un grup de rugăciune sau în biserică. De aceea vă provoc să practicați prezența Domnului întâi în cămăruță. Și aici ai să simți cu cât stărui că Domnul spune ceva. Ai să simți dintr-o dată o durere și începi să plângi și nu știi de ce. Unul dintre exemple. Și Domnul spune pe inimă să mijlocești, poate pentru copii orfani, poate pentru femeile abuzate, poate pentru liderii bisericilor sau liderii din guvern, sau pentru o persoană anume. Este așa de importantă rugăciunea limbii care tu o faci înainte și chiar când să intri, atunci e vorbirea în limbi deschide cel mai repede cerul ca tu să te conectezi cu Dumnezeu, să înțelegi voia Lui. Și atunci Domnul îți dă chiar poate îți dă ceva de o bucurie, deci urmează o răsplată, urmează un răspuns la rugăciunile tale. Și Domnul îți dă bucurie, nu mai mișloci atât pentru soțul tău, copilul tău, răspunsul este pe drum și tu ai, atunci ai primit de la Domnul acea atingere și dintr-o dată simți doar să spui slavă, glorie, mărire ție, osana, haleluia. Deci o bucurie a Duhului Sfânt că El va trimite răspunsul. Și mâine voi merge, nu-i mai ceri, doar îl lauzi și mulțumești. Când Domnul primește la Domnul acea sămânță, acea dorință, povara Domnului, El caută astăzi suflete care să-i dea povara Lui, dar găsește foarte puține, pentru că foarte puține vin în Duhul, în închinare, în prezența Lui. De aceea, în biserică adevărat sunt programe și nu o să poți să stai continuu. Dar la nopțile de veche, dacă aveți, la rugăciunele, din când în când facem cu mai multe surori și frați, mai multe surori din mai multe confesiuni, mai multe națiuni, suntem din când în când câte 8 ore de rugăciune și închinare, la 10 seara până la 6 dimineața. Deci când coboară prezența Domnului dimineața, la 6 pleci mai fresh, mai proaspăt decât când te-ai dus. Lidera este o femeie, o negresă, plină de pasiune așa pentru Domnul și acum mai scrie Rodica că stă în rugăciune pentru noi, pentru România și nu te lasă să dormi și când coboară prezența Domnului și atingerea Domnului, ori în rugăciune câteva ore, ori închinare câteva ore, acolo lăsăm libertatea Duhului, nu mai este program. Un lucru care mă doare, dar asta este instituția bisericească, de multe ori Duhul Sfânt vine în biserică, dar îl oprim datorită programelor, urmează cu tare, urmează cu tare, urmează cu tare și când Duhul a prins cumva un moment sau a prins închinarea sau rugăciunea, noi oprim că urmează next, urmează altceva și se stinge, se întristează și nu apucăm să primim ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. De aceea e nevoie așa de mare, cel puțin singur când suntem, că asta este, nu putem să schimbăm noi toate lucrurile de prezența lui Dumnezeu, prezența Duhului. Ok, cum să ajungem la această prezență? V-am spus, trebuie închinare, trebuie rugăciune. Un alt lucru este, când ajungi în prezența Domnului, trebuie să fie odihnă. M-am spus, taci, nu mai cer nimic, simți o pace și o odihnă. Ca un copilaș la pieptul mamei și zice, aici vreau să stau, nu mai vreau să plec de aici. În același timp, cum am zis mai devreme, ți-aduce Domnul bucurie. Și încep să primești revelații. Cele mai multe revelații le-am primit de la Domnul când am fost în închinare. Am fost în Duhul, în prezența Lui și foarte multe lucruri le-am scris în cărțile mele sau care mi le-a dat Domnul. În același timp, El ne învață cât timp stăm în prezența Lui, să umblăm în prezența Lui, cum să recunoaștem prezența Lui când nu ești în cămăruță sau la biserică. Ți-aduce aminte că El este omniprezent, este în același timp pentru tine. El este întotdeauna cu noi, cum a spus și sora la închinare, dar trebuie doar practicarea prezenței lui Dumnezeu să recunoaștem și să fim conștiente de prezența Lui, că El este cu noi. Și cum? Încep să practici în fiecare zi să vorbești cu El, oriunde te duci. Doamne, mărire ție, Doamne, ajută-mă și în aceasta. Vreau ca și cum îl iei de mână, este cineva drag cu care mergi. Nu să mergi de capul tău și nu bagi în seamă soțul tău sau copilul tău ca și cum merge cu tine. Haideți să începem să practicăm această umblare în prezența lui Dumnezeu. De a ști ce le schimbă viața.
De ce? Nu ți-e mai teamă de nimic, fie că e noapte, că e zi, că mergi cu mașina, dar sunt cu Domnul. Este El cu mine, El mă iubește. Doamne, ce vrei să-mi spui? Vrei să cânt? Da, Doamne, cânt. Dimineața am avut așa un hack. M-am trezit de pe la 5 și am dus să mai dorm, ce să mă rog, să mișlocesc. Că Domnul mă trezește și trebuie să-L laud. Apoi am mai adormit puțin, iar m-am trezit. Încă soțul meu mai era, dormeam, m-am pus în genunchi. Și n-am putut să mă rog. Dar am început, Yahweh, Rafa. Am început doar să-i cânt, Domnule. De multe ori nu mă lasă să mă rog. Nu simt să mă rog. Am încercat să mă rog. Nu puteam. Din nou, altă melodie. Așa de dulce era prezența Domnului. Continu, doar lăudam cu cuvintele mele, melodii care le știam. Zic, Tu ești aici, Tu vrei laudă. Altădată mă scula Domnul noaptea și zic, Doamne, doar ce m-am culcat. Și e bine să te scol din pat și trebuia să cobor treptele, să mă duc în sufragerie. Și zic, Doamne, de ce m-ai sculat? Altă oră spunea să mișlocesc. Și Domnul mi-a spus, laudă-mă. De ce, Doamne, la ora asta nimeni nu mă laudă. O, Doamne, Tu atât de mult dorești făptura mâinii Tale să petreacă timp cu Tine mereu, ca și cum ai petrecut cu Adam și Eva. Și noi suntem atât de ocupați, suntem atât de stresați, ca și cum noi purtăm Tu povara lumii, în loc să venim la Tine, să ne desfătăm în Tine, să vorbim cu Tine, să Te lăudăm pe Tine, să auzim de la Tine tot ceea ce trebuie să facem și viața noastră se va schimba radical. În timpul închinării sau când coboară prezența Domnului, știu că s-a mai deselenit oborul și în România, simt să ridici mâinile în sus. Știu că multe biserici nu și le este interzis și am zis, Doamne, Biblia e plină, spune să ridici mâinile sus. Nici eu n-am ridicat în biserica unde eram, niciodată și nimeni nu ridica mâinile sus. Dar când am ajuns în Canada, am ajuns la o biserică foarte mare, canadian, și cânta în față un cor, dar nu era cor așa. Cânta pe trei voci. Ce cântau? Era cântare de închinare. Unii cântau bărbații numai Aleluia, o parte din femei cântau numai Sfânt, Sfânt, Sfânt și alții, a Ta-i gloria, Ta este slava, cinstea și mai. Pentru prima dată când am experimentat eu puterea închinării și am simțit dintr-o dată să sar în sus, pur și simplu și cu mâinile în sus, dar un gând firesc venea, dacă te vede cineva, dar toată lumea era cu mâinile în sus. Dar vreau să zic subconștientul, pentru că nu am pomenit așa ceva și n-am făcut niciodată, încerca să mă oprească, dar era o putere și o prezență. Am zis, Doamne, acum vreau să zbor direct la Tine. A fost prima mea atingere care Domnul mi-a dat-o și am înțeles. Deci acum eu nu ridic oricând mâine. Dacă simt puterea și prezența Domnului, deci automat se ridică sus, nu trebuie să copiez pe alții. Ce e rău în aceasta? Din nou, avem nevoie să fim deslegați de multe tradiții religioase care nu ajută la nimic. Domnul vrea ceva autentic, vrea ceva care să schimbe, să transformă viața noastră. Atât de mult îmi place versetul, citesc doar acest verset de la Exodul 33 cu 18, când s-a întâlnit cu Moise și Moise a zis Domnului, arată-mi slava Ta. Primul lucru care, când a început Domnul să schimbe viața asta, am zis, Doamne, arată gloria Ta. Nu poate Dumnezeu să ți se arate așa, să-i vezi fața, dar este ceva înalt. Este despre El, cine este El. Nu numai puterea Lui, nu numai ca să cer ceva, Doamne, vreau vindecare, ca să vezi, Domnul, cine vine la mine fără să-mi ceară nimic. Încearcă sora mea o săptămână. Să vii în rugăciune, să nu ceri nimic, chiar dacă ai atâtea cauze și atâtea nevoie, de-aia ai spus Domnului de mii de ori, de sute de ori, nu-L mai cerem. Practică și hai să practicăm cu toate. Înaintea Domnului, o săptămână cel puțin, fără să-i cerem nimic decât venim înaintea Ta, să-L adorăm, să-L iubim, să-I spune cât de mult îl iubim. Ceea ce vreau și ceea ce cer ești doar Tu, Doamne, pe Tine Te doresc, pe Tine Te vreau, să Te cunosc, să Te iubesc, cauzele mele ți le-am dat ție. Hai să vezi ce diferență. Îndrăznește să vii mai sus. Îndrăznește să ceri mai mult. Domnul îi place așa de mult astfel de rugăciuni. De ce? Pentru că am simțit nu odată durerea Domnului când venim la biserică și toată omenirea, dăm, ce voi vreți, doar mâna mea. Dar pe mine cine mă vrea? Voi vreți ce îmi place să vă ajut. Dar cui pasă de mine, de iubirea mea pentru voi? Cine vine la mine? Doar să-mi spună, Te iubesc. Doar să-mi spună, îți mulțumesc. Și să dorească mai mult din mine. Deci avem nevoie de cuvântul Domnului, că El ne va ajuta.
ca să înțelegem prezența Domnului și în vremurile de încercare ne va ține tari pe temelie. Un alt lucru, toți vrem darurile spirituale. Și Dumnezeu ni le dă, Duhul Sfânt dă darurile cum vrea El. Dar nu uitați, darurile spirituale arată puterea lui Dumnezeu. Pe când roada Duhului Sfânt arată prezența lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Cu darurile spirituale te poți duce în iad. Dar cu roada Duhului, cu dragostea, pacea, bucuria, n-ai să cazi niciodată. Și cei mai mulți caută daruri, dar nu are caracter. Și de aceea mulți au căzut în păcate și de aceea și Domnul Iisus zice, am scos dragi în numele Tău, am făcut minuni, ce Domnul Iisus. Nu vă cunosc. Depărtați-vă de la mine. Domnul vrea să avem daruri, că e nevoie pentru ridicarea trupului Hristos, e nevoie pentru creșterea spirituală. Dar nu căuta daruri spirituale înainte să-L cunoști pe Domnul Iisus, înainte să te atingă El, înainte să simți iubirea Lui și dacă e dar, e, dacă nu, nu. Doamne, sau dacă cumva ți-a dat Domnul darul și ai daruri spirituale, nu te baza pe ele, pentru că nu sunt pentru tine, sunt pentru alții. Tu totdeauna vină smerenie la picioarele Lui. Doamne, ceea ce vreau ești Tu. Să te iubesc, să te ador și unde vrei Tu și ce vrei Tu să mă folosești. Dar mai mult decât toate, eu te vreau pe tine. Vreau să ajungem să ne îndrăgostim de Domnul Iisus. De ce? El își caută, acum și își pregătește mireasa, că răpirea este aproape. Dar mireasa cum este? Sfântă, curată și îndrăgostită. Nu cred că există mireasă care să căsătorească, care nu e îndrăgostită. O, mai fi și excepții, nu intrăm în ele. Mai mult decât orice, Biblia este plină, noi suntem și luptătoare, suntem și ostași, suntem și semănători, suntem de toate. Dar Biblia se termină, Duhul și mireasa zic, vino, vino, Doamne Iisuse. Pentru faptul că Tu ești o mireasă îndrăgostită și dorești pe Domnul, ai o cunună. Și cel puțin dacă nu ai alte cununi, îi le pui la picioare Domnului. Am iubit venirea Lui. Dar de ce iubești venirea Lui? Ca să scapi de necaz? Să scap de durere? Nu. În primul rând să fie, mi-e atât de dor de tine. Atât de mult te doresc. Și am auzit multe persoane, nu vreau moarte, nu vreau răpire. De ce? Ceva este neregulă cu tine. De ce nu iubești venirea Domnului? De ce ți-e frică de moarte? Ceva mai este acolo. Un păcat, nu cunoști o realitate, poate a Scripturii. Ceva mai este care împiedică și nu uita, nu vrea ca nimic să atârne de sufletul tău ca să rămâi pe acest pământ. Caută fața Domnului, caută să te îndrăgostești de Domnul, caută să-L iubești pe El mai mult decât orice și ai să vezi ce mare diferență va fi în prezența Domnului. Cu cât stăm în prezența Domnului, ai numai beneficii. Psalmul 65:4 spune, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale, adică în prezența Domnului. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Deci când ajungem să experimentăm prezența Domnului, o dorim așa de mult și te asigur că nimic și nimeni din tot universul nu te va mai mulțumi și nu te va mai atrage. Poate să fie business-ul cel mai frumos. Lucrăm, avem business, avem familie de toate, dar nu te atrage. Faima, mândria, banii, să vizitezi toată lumea, nu te vor atrage. Mergi prin ele, că poate trebuie să mergi. Pe tine tot ce te atrage este El. Nu vreau să mă laud cu nimeni. Am fost în foarte multe locuri și mulți, hai să vizităm. Crede-mă, mai bine prefer să stau singură pe Domnul. Cu toate că admir florile, admir și îl văd, zic, frumusețea Lui și zic, Doamne, ce frumos ești, Doamne, ce minunat ești, te iubesc, Doamne, glorie ție, aleluia, slavă ție. Dar îmi place mai mult să stau cu El. Nu mai place să stau în conversații inutile. Pentru ce? Timpul ăla mai bine îl petrec cu Domnul. Timpul ăla mai bine laud, îl iubesc sau mijlocesc pentru cineva. Nu mai place lucrurile pământești. Parcă ceva nou s-a schimbat, poate chiar și după moartea copilului. Mai mult m-a prelucrat Domnul și mai mult m-a făcut să fiu atât de determinată și de dedicată pentru El, în primul rând. Și apoi lucrarea Lui. Chiar lucrarea Lui, Doamne, nu mai plec nicăieri. Pandemia, e ok. Dacă sunt cu Tine, mi-e de ajuns. Deci, atât de mult Domnul vrea
să ne ducă într-o așa profunzime a relației cu El, încât să nu mai existe Iisus și altcineva, Iisus și altceva. Nimeni și nimic să nu ia locul. Și acum mă spun din nou această întrebare. Dacă cumva te-ai depărtat, ți-ai părăsit dragostea de tine, cine a luat locul Domnului Iisus? Crezi că merită cineva sau ceva din lumea aceasta să-ți captureze ție atenția mai mult decât Domnul? De ce îl lași pe ultimul loc? Sau îi dai și lui așa câte 5 minute, 10 minute? Când El este esența, este viața, este tăria, este puterea, este sursa, este preiubitul, este totul. El este păstorul tău, El este mântuitorul tău, El este tot ceea ce tu ai nevoie. El a zis, eu sunt cel ce sunt, tot ce ai nevoie. Dar te asigur, din nou, fără să critici sau să judeci pe cineva. Dacă nu ai ajuns pe acest loc, în acest loc, în care Domnul să te atingă cu iubirea Lui, de aceea inima ta poate să fie împărțită cu multe alte persoane, lucruri, îngrijorări. În momentul când te atinge El, El devine centrul și nu numai centrul, totul. Și mergi prin viață că ești mamă, ai copii, ai servicii. E total diferit. Când ajungi să-L cunoști pe El, realizezi, Doamne, orice lucru cât de mic care l-a întristat, spui, Doamne, tonul vocii care am zis soțului sau copilului, imediat simți, știu că te-a întristat, iartă-mă, te duci mai și ceri iertare. Deci atât de mult îți place sfințenia, smerenia, pacea, bucuria, să stai cu El și în El. E o viață nouă, surorile mele. Vă spun din puțină experiență care o am cu Domnul, dar mi se pare atât de mult și în același timp, atât de puțin și văd că mai există, atât de mult care Domnul vrea să ne dea. Și vreau ca Duhul Domnului să vă provoace la aceasta. În curând Domnul vine și o te uiți în urmă și zici, câtă vreme am pierdut în acea durere, în acea supărare, în acea nemulțumire, în acea ceartă, alergând după totul și am pierdut totul și nu mă ajută cu nimic la această conectare cu Domnul, care El va fi pentru veșnicie și voi fi cu El pentru veșnicie. Mai de mult am mai zis lucrul acesta, poate ați văzut filmul acela Apocalipsă, cred că e tradus și pe românește, nu știu ce. Acolo când Ioan are acele vedenii din Apocalipsa, spune cuvântul, cum a fost tăcere o jumătate de oră și în film arătau o mulțime mare, 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 toți îmbrăcați în haine albe, răscumpărații Domnului și cu ramuri de finic. Și Domnul Iisus aici și eu dintr-o dată zic, Doamne, păi să fiu una din mulțime, tot mai acolo? Nu, 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 eu nu vreau, vreau să stau chiar lângă tine. Nu vreau să fiu una din mulțime, răscumpărat prin har, e bine, stă în cer și nu stă în iad, dar nu, nu vreau, eu vreau să stau chiar lângă tine, nu merită, eu vreau să stau aproape de tine, Doamne. Și Domnul atunci așa de clar mi-a spus, dacă vrei să stai lângă mine, intră pe poarta cea strâmtă, caută fața mea, umblă în prezența mea, eu trebuie să fiu totul pentru tine. Pe poarta cea strâmtă n-ai niciun bagaj, nu ai cum. Și mi-a arătat Domnul vedenie odată. Era calea cea largă în care mergea toată lumea și poarta cea strâmtă, ca să te duci și urca pe munte înalt și frumos, era o poartă așa de mică, încât dacă trebuia să intri, trebuia să te apleci și nu încăpea nicio sacoșă cât de mică. Erai tu, simplu, sincer, fără adausurile, firii ale lumii, gânduri, pretenții. În fața Domnului tu nu trebuie să mai ai nicio pretenție. Pentru că atât de mult te-ai predat Lui și ai atâta încredere în El, că indiferent prin ce vale te trece, El este cu tine, El are un scop, mai este o pregătire, mai este o prelucrare, mai este o șlefuire, mai este o adăugare, mai sunt teste care te promovează din ce în ce mai mult, în primul rând pentru El. Și din nou ajung la concluzia, indiferent unde te duce Domnul și ce face Domnul în tine, cu tine, tu n-ai nimic, absolut nimic, cu ce să te lauzi, să te mândrești. Totul este El. Fără El nu suntem nimic și n-am putea să facem absolut nimic. Ai o pace absolută. Și nu te deranjează că sora cântă mai bine decât tine, nu te deranjează, vorbesc în general, că fratele e mai puternic decât tine, predică mai bine decât tine. Nu te mai deranjează nimic. De ce? Știi că ești unică,
specială și diferită. Știi că totul este a Lui și pentru ea. N-ai niciun merit. Cea mai mare durere, am văzut că umblând atât în lumea, după atâția ani de zile, atâta dezbinare sunt chiar între frați, între surori. Pentru că sunt geloși, invidioși, invidioase. Dar de ce tu? Dar de ce nu eu? Și a zis, da. Se vede clar că nu s-au întâlnit cu tine. Când te întâlnești cu Domnul, nu mai ai nicio pretenție. Și a spus, vreau să stau ca Maria doar la picioarele tale. Dacă mă trimeți treaba ta, dacă nu, nu. Dacă spun, dar Doamne, Tu ești totul. Eu pe Tine, vreau ca lumea să te vadă pe Tine în mine, nu eu. Nimic bun nu locuiește în mine, n-am nimic bun. Dacă este ceva bun, este El. Și Lui vreau să-i dau onoare, pe El vreau să-L vestesc. De El să vă îndrăgostiți, că El nu poate transforma viața în niciun caz. Eu sau cei care vorbesc, care cântă, nu. Este doar El, de aceea Lui să-i dăm onoare, slavă, cinste și onoare. În prezența Domnului, într-adevăr, ai pace, ai viața, ai acces la binecuvântare, ai favoare. Fața Lui să strălucească peste tine, să-ți dea pacea, cum ne spune la numărul 6:23. Este așa de important să iubim, să dorim prezența Domnului. Și vreau să spun și partea aceasta și apoi să închei, să intrăm în rugăciune. Consecințele lipsei prezenței Domnului. Dacă citim la 1 Samuel 4:10, știm despre lupta. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli au murit. Și atunci, la versetul 22 spunea, îl vedem că El este aici. Și așa cum am spus, când mă rog, eu mă rog din prezența Lui, sunt conștientă că este aici. Când cânte, când Lui, dar sunt conștientă că este chiar aici. Nu e doar în cer și strig până nu mai pot ca să mă audă. Nu, El este aici. Și trebuie să-I dăm acea onoare, acea reverență, acea dragoste, acea iubire, acea pasiune Lui. Când prezența Lui nu este... este luată datorită nouă, a gândurilor, a păcatelor, a dezbinărilor. Ușa este deschisă și diavolul atacă familia, atacă biserica, atacă sănătatea. Hai să nu-i mai permite vrășmașului să intre în viețile noastre, familiile noastre, în bisericile noastre. Să fim acele femei care suntem purtătoare a gloriei lui Dumnezeu, care suntem conștiente de prezența Lui și să nu ne lăsăm până nu venim în fiecare zi în prezența Lui. Doamne, nu plec de aici până nu mă binecuvintez. Nu plec până nu simt atingerea Ta. Nu plec, Doamne, până nu simt iubirea Ta. Când te vede Domnul așa de determinată și azi și mâine și poi mâine stai, ia zile de post, de rugăciune, citești, recitești, iar te duci, scurt la două noapte, iar nu simt nimica, Doamne, dar nu te las, Doamne. V-am mai spus că până să vine Domnul la mine a trecut câteva luni de zile și câțiva ani. Și am zis, Doamne, era două noaptea, eu tot stăteam în rugăciune și scriam și mă rugam și bineînțeles că era lumina aprinsă și zic, Doamne, dacă cumva treci pe strada mea, la casa cu lumina, să știi că te aștept eu. Și tu poate acum zici, într-adevăr este frumos, dar eu uite ce de cazuri am, uite ce probleme am, sora mea, te asigur. Cât timp te vei uita doar la problemă, va deveni așa de mare și Domnul foarte mic. Cu cât încerc să meditez la cine este Dumnezeu, hai să vezi ce mare este Dumnezeu și problema ta va deveni foarte mică pentru El, nu pentru tine. Și de aceea este o alegere care trebuie să o faci astăzi. Continui să te concentrezi, să-I dai atenția omului, firii, îngrijorării, problemelor, sau aleg să-I dau toată atenția mea
Domnului meu Iisus, care are toată puterea în cer și pe pământ, care totul este posibil lui și vin la El în primul rând să-L lau, să-L onorez. Nu uita, toată atenția ta dă-i-o lui. Nimeni și nimic nu merită să-ți fure atenția de la Domnul. Că cu cât tu te concentrezi la durere, la problemă, te prăbușezi, sora mea, spun din propria mea experiență și probabil că și experiența ta. Mai mult vine durerea, mai mult vine îngrijorarea, mai auzi o vorbă, ceva negativă, nu mai ești bună de nimic. Fă o alegere, Doamne, indiferent cât de gravă este situația mea, financiară, familiară sau cum o fi, aleg să te caut pe tine, îți dau ție toată atenția mea, toată dragostea mea, Doamne, și mă opresc să-ți mai cer, că Tu știi, vreau să te cunosc, vreau să te iubesc, vreau să te onorez, vreau să te ador. Dar știi ce mult se bucură Domnul când tu, în timp ce faci mâncare, te oprești o secundă și spui ca și cum e undeva acolo, te iubesc, Doamne, te ador, glorie ție. Dacă ai ști ce mult se bucură Domnul în timp ce tu mergi cu mașina și ești concentrată și zici, glorie ție, Tată, haleluia, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, haide să începem să practicăm prezența Domnului, hai să-i dăm toată atenția și să-L binecuvântăm, haide să ne ridicăm picioare, mult ar fi de spus, dar să rămânem cu acestea și să ne gândim așa de mult la frumusețea Domnului. Aș vrea ca să intrăm într-o rugăciune și te rog fiecare roagă, de ce tare cum vrei, să te rogi, echipa din chinare puteți să veniți și să continuăm să cântăm din nou cântarea aceasta, dar întâi să ne rugăm cu toate, doar pianul să meargă încet. Dacă Domnul ți-a vorbit astăzi, într-un fel sau altul, să te pocăiești, începem cu pocăință. Doamne, într-adevăr, îmi pare rău, îmi cer iertare. Eu nu ți-am dat atenția care o merita. Dar te-o te-am neglijat. Dar te-o te-am băgat în seamă. Mi-a fost rușine cu tine pentru că eu nu sunt cum trebuie. Dar astăzi am înțeles cât de mult tu mă dorești, mă iubești, mă aștepți. Dacă dorești și ai trecut de acest pas și dorești să umbli în prezența Domnului, spune, Doamne, de azi înainte, chiar dacă poate ai avut experiența aceasta cu Domnul, vreau cu adevărat să fiu fiica ta prea iubită, ca și cum ești cu mirele de mânătoi și mireasă, ele mire. Vreau să umblu doar cu tine, doar în prezența ta, să vorbesc cu tine, să fiu conștientă de tine, adu-mi aminte Duhule Sfinte, să recunosc prezența ta. Uneori simți că te bate Domnul pe umăr, alteori simți ca și cum că face ca uite așa la ureche, cel puțin cum face mie Domnul, și simți, zic, oh, ce-i asta? E ca porumbelul. Oh, vreau să spui ceva. Imediat mă opresc. El îți atrage atenția. Poate să te rogi, poate să cânți, poate o persoană care are nevoie de ajutorul tău. Haide să vegem, să ne rugăm tot timpul, să fim atente la tot ce Domnul vrea să ne vorbească. Prin orice amănunt, Domnul vrea să-ți atragă atenția când tu uiți de El. Sau ți-atrage atenția când este ceva urgent și este în planul Lui ca să te folosească pe tine pentru a face un bine pentru altcineva. Dar din nou simt din partea Domnului, cine își face timp de mine? Cine se deschide atât de mult? Pentru că eu sunt Duh și numai când ești în Duhul mă poți pricepe. Și Domnul asta vrea, ca în aceste momente să te atingă. Deschideți mintea, deschideți inima și mă rog ca focul dragostei Lui să vină peste tine. În inima ta să fie doar El, să ajungi să te îndrăgostești așa de mult încât și soțul și copilul și mâncarea și îmbrăcămintea și serviciul sunt pe locul 2, 3, 4, 5. Mai întâi El. Un singur lucru îți lipsește. Părtășia cu El. Și ai să vezi ce transformare va face Domnul. Și chiar dacă treci prin valea umbrei morții, ai o pace că El e cu tine. Te ia de mână, te conduce cu pașii Lui, te mângâie, șterge lacrime de pe obraz. Dar vezi gloria Lui și se merită orice sacrificiu și orice încercare și orice durere. Se merită să treci prin ea ca să poți să ai parte de părtășia cu ea. Cea mai importantă persoană din univers este Iisus Hristos din Nazaret, cel mor și viat. Și această cea mai puternică și importantă persoană din univers a venit astăzi la tine și la mine un pumn de țărână. Și vrem să-i dăm glorie și slavă.
deschide-te înaintea Lui și spune, da, Doamne, te doresc. Da, Doamne, te iubesc. Dacă încă mai sunt răni în inima ta, spune, vindecă-mă, ți le dau ție, că eu nu mai pot să le duc, că m-am povorat așa de mult, că nu mai văd cerul, văd doar negură și vreme și lacrimi. Dar astăzi am înțeles că Tu mă înserinezi, Tu mă miresmezi, Tu mă schimbi. Și în locul durerii, cum ne spune la Isaia 61, îți dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un îndelemn de bucurie în locul plânsului și o haină de laudă în locul unei dur mâhnit. Asta îți dă Domnul ție astăzi. Primește-le prin credință. Doamne, deschide-ne ochii spirituali să vedem gloria Ta, să vedem prezența Ta și ceea ce Tu le dai, acest schimb, Doamne. Încât tot ce e firesc lumea și tot ce este rău în noi și tot ce este durere și apăsare, ți le predăm ție. Și așteptăm, Doamne, haina de laudă, așteptăm bucuria și coroana împărătească, că suntem fiice de rege. El vrea să se manifeste acum, crede acest verset, crede acest refren, El vrea să se manifeste, deci vrea să te atingă, vrea să ai această experiență cu El.
în prezența Lui. Chiar dacă ai simțit sau n-ai simțit ceva, El a depozitat ceva în tine. De aceea, sora mea, nu te risipi. După ce totul se termină, tu te încămărță. El te așteaptă acolo. Când Domnul începe ceva, pentru că e Alfa și Omega, nu se oprește la jumătate, va continua ceea ce a început în tine. Poate n-ai fost botezată cu Duhul Sfânt, du-te în cămăruță. El te așteaptă acolo, că poate ai nevoie de mai multă liniște sau să fii doar tu cu El. Orice ai în sufletul tău, du-te în prezența Lui. Poate mașină, de multe ori, că merg cu mașina, păi simt o putere și prezența Domnului, că îi dau volanul, condutul, Doamne, că vine de multe ori mijlocesc în nas, vine travaliu și zic, ia controlul tu, sau vine să strig, să cânt. Nu uita, fii mereu conștientă de prezența Lui, că manifestarea vine când nu te aștepți, Stântor. Oata a stat în rugăciune vreo oră, nimic n-am primit, nicio conectare, tot în trup eram, tot în fire. Zic și ceva, mă ridic. Și apoi am trecut o vreme, m-am dus la bucătărie, m-am dus și doar am trecut pe lângă locul meu de rugăciune. Și doar am trecut să mă duc să iau ceva. Și când am ajuns în dreptul la a venit puterea, m-am prăbușit imat în genul. Două, trei ore am fost doar cu ea. Domnul vrea să vadă cât de mult perseverenți, cât de mult îl cauți, cât de mult îl iubești. David zice în Psalmul 24, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și eu fața ta o caut, Doamne. Versetul acela care spune, te iubesc din inima, Doamne, tăria mea. Fă-i declarații de dragoste, Domnul, știi că poate n-ați fost învățați cu așa ceva. Doar am văzut că lucrează, ești din tradiție, ești din religie și intri cu adevăr în prezența lui Dumnezeu, în realitatea lui care îți transformă viața. Nu neapărat că mi-ai fi scutit de încercări, dar de încercările prin care treci vor forma perle care vor fi pentru binele altora și binecuvântarea altora. Totul e frumos ceea ce face Dumnezeu. Totul este minunat, chiar v-am spus și durerea și moartea Fiului. În toate Domnul lucrează lucruri frumoase, minunate, căci El e minunat, El e cel mai frumos, El merită toată gloria, slava, cinstea și onoarea. Și Domnul zice, veniți, veniți și simte ca și cum El ne ascunde sub aripile Lui la adăpost, la protecție. Încălziți-vă, stați în prezența mea, căutați fața mea, căutați-mă pe mine. Indiferent că va veni furtuni, va veni necazuri, că războaie, pandemii, nu știm. Dar Domnul zice, nu te teme de întuneric cu care va veni Isaia 60. Că peste voi va răsări gloria mea. Voi veți lumina în întunericul care va fi mai mare și mai mare cu cât stai în prezența mea. Eu sunt cu tine și vei fi luptătoare, victorioasă, neînfrântată, în care nu te tem de nimic, vei asculta tot ce spune Domnul. De ce? Știi că El este cu tine, știi că Duhul Sfânt îți va conduce pașii, știi că garda legală, capitanul armatelor celeste este cu tine și nu te tem de nimic. Doar te bucuri și doar îl auzi că poți să fii lucrătoare împreună cu Dumnezeu. Aleluia! Să mai cântăm, Doamne, acest refren. Aleluia! Slavă Lui!
Domnul e bun, nu-i așa? Puteți să ocupați locurile. Nu știu despre voi, dar sora Rodica mi-a vorbit mie. Sora Rodica, dacă vine numai pentru mine, sunt uitat. Dar cred că nu vine numai pentru mine. Majoritatea care mă știți, știți că mă trezesc dimineața la 6. Mai nouă la 5:30 mă trezește Domnul și e grea pătrunderea. Dar pătrunzi, nu tot timpul ajung în pătrunderea aia, dar când stau cu Dumnezeu în cuvântul Lui și în rugăciune, Dumnezeu îmi vorbește. Dar de prea multe ori sunt prea ocupată ca să stau cu El. Și mă gândesc, trebuie să fac aia, trebuie să fac cealaltă, trebuie să mai lucrez pe dincolo și fur din timpul Domnului. Mă trezesc dimineața de vreme pentru că vreau să-i dau prima parte a timpului meu lui Dumnezeu. Nu-i dau ultima parte când îmi cade capul pe pernă și mor de somn. Prima parte. Și provocarea noastră pentru noi astăzi, fă-ți timp pentru Dumnezeu. Fă-ți timp pentru El. Trăim niște vremuri în care nu știm ce se întâmplă mâine. M-a întrebat cineva, mergi undeva în concediu? Zic, nu pot să-mi fac planuri. Zic, trăim vremurile în care nu pot să mai fac planuri de viitor. Pentru că nu știm ziua de mâine ce aduce. Și atunci, astăzi, Doamne, trăiesc astăzi. Astăzi ce pot să fac? Doamne, cum pot să te slujesc pe Tine? Cum pot să trăiesc viața în așa fel încât să te onorez pe Tine, prin trăirea mea, prin dedicarea mea, prin tot ceea ce eu sunt? E greu să renunțăm la lucrurile noastre. Toate sunt importante. Și toate lucrurile sunt importante. Trebuie să le rezolvăm. Dar trebuie să învățăm să spunem nu la lucrurile care sunt așa de importante după părerea noastră. Să zicem, da, Doamne, Ție. Pentru că atunci când noi suntem cu adevărat împlinite, suntem împlinite în Dumnezeu, nu în cei din jurul nostru. Împlinirea nu mi-o dă soțul meu, nu mi-o dă copilul meu, pentru că ei mă vor dezamăgi, fiindcă sunt oameni ca și mine. Dar Dumnezeu e singurul care mă va ține puternică și mă va ajuta să depășesc orice circumstanță din viața noastră. Și cum zicea sora Rodica, când ți-e cel mai greu, Dumnezeu e acolo și El îți dă puterea să treci prin orice situație. Când tu te uiți la Hristos, problema ta devine mică în ochii Lui. Și asta e cel mai important. Orice boală, orice situație, orice încercare, suntem oameni și trăim pe pământ și normal să se întâmple asta. Dar atunci când noi ne punem privirea la Hristos, toate celelalte lucruri sunt nimic. Sunt prea mici. Pentru că mă cred în El și El îmi dă puterea și autoritatea să fac față problemelor. Și poate de multe ori nu avem putere să facem față problemelor, dar avem autoritatea lui Hristos. Și Mihai zicea duminică, nu știu câți v-am amintit ilustrația, un polițist nu are putere să oprească un camion, așa-i? Dar are autoritate să oprească camionul. Asta cred că la conferința de femeie a auzit-o. Exact. Dacă are haina îmbrăcată în polițist, el poate să stea în fața camionului, să ridice mâna și să spună stop. Așa e? Asta e autoritatea pe care noi o avem de la Hristos, să zicem stop celui rău. Pentru că avem autoritate să oprim lucrarea celui rău și să facem lucrarea lui Dumnezeu în continuare. Mulțumim, Sor Rodica, pentru încurajare. Eu cred că fiecare dintre voi așa e? Fiecare mergem cu ceva de aici. Fiecare avem. Nu lăsați să treacă seara asta fără să nu stați să meditați la ceea ce ați auzit. Puneți pe hârtie, așterne în câteva rânduri ce ți-o vorbit ție Dumnezeu și ce ar trebui tu să faci în dreptul tău. Asta totdeauna mi-o zic. Oriunde mă duc, nu mă pun la somn până ce nu-mi scriu jos. Doamne, astea, lucrurile astea mi le-ai vorbit. Eu ar trebui să văd în direcția asta, uite, lucrurile astea ar trebui să le pun în ordine pentru că nu sunt acolo unde ar trebui. Ar trebui să petrec mai mult timp cu tine, ar trebui să stau mai mult în rugăciune, ar trebui să învăț să mă deconectez de lucrurile lumești și să mă conectez la tine.
Cum fac asta? În cântă, cum zicea sora Rodica. Deci cântarea e cea mai bună metodă. Când începi să cânți, cânt și lauzi pe Domnul, de multe ori nu mai știi ce să te rogi, dar cântă. Laudă pe Dumnezeu. În seara asta, nu, mă rog Domnului să nu vă dea liniște până nu stați jos și vă scrieți câteva gânduri. Nu lăsați să treacă timpul ăsta. Nu lăsați să treacă, pentru că știți ce se întâmplă? E ca sămânța aruncată pe stâncă. Am auzit-o, da, s-o dus pe mâine, o suflat-o vântul. Nu lăsați. Du-te acasă și scrie câteva gânduri. Astăzi, de la sora Rodica, am auzit asta, asta, asta. Trebuie să pun în practică asta, asta, asta. E cel mai important. Și apoi ia și citește și analizează-te, pune pe cartonașe. Eu am foarte mult cu cartonașele umblu și scriu pe cartonașe, că atunci tot timpul le văd și mi-aduce aminte. Dar nu lăsa seara asta să treacă fără să faci ceva, un pas înainte cu Dumnezeu. Trăim vremuri prea grele și prea interesante ca să nu ne apropiem de Dumnezeu mai mult și să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu la un alt nivel. Vreau să vă mulțumesc mult că ați fost în seara asta și vreau să vă onorez pentru că v-ați făcut o prioritate din a fi aici, în loc să faceți curățenie sau mâncare sau cine știe ce alte lucruri, că aveți de făcut, așa e o grămadă. Dar ați prioritizat părtășia cu alte surori în prezența lui Dumnezeu, în loc cu alte lucruri care par importante, dar de fapt sunt neimportante. Dacă vreți cărți de la sora Rodica, acolo în spate, oricare carte 20 de lei, nu-i mult. Pentru că i-am dat pe un roman de ale Maia 70 de lei. Deci 20 de lei, când am auzit, e foarte puțin. Gândiți-vă că prin faptul că voi cumpărați cărți, binecuvântați lucrarea pe care ei o fac, misiunea pe care eu o au. Așa că haideți să-i binecuvântăm și să-i încurajăm prin faptul că noi cumpărăm cărțile lor și prin faptul că noi cumpărăm cărți, suntem noi îmbogățite. Și îmbogățim și pe alții. Cel mai frumos dar e o carte, nu? Așa că noroc pe cele care au primit cartea, dar vă încurajez să vă cumpărați o carte, măcar o carte cumpărați-vă. Hai să-i binecuvântăm pe oamenii ăștia minunați care fac o lucrare extraordinară și mulțumim, soră Rodica, că bați drumul din Canada ca să aduci Cuvântul lui Dumnezeu în România, unde am ajuns și noi să trăim vremurile alea în care ne merge atâta de bine, încât nu știu dacă mai vrem. Adică îl iubesc pe Domnul, da? Am de toate. Am tot ce-mi trebuie. Nu prea mai am nevoie de Domnul. În 2007 am fost în Suedia și zicea cineva acolo, aici, toți, majoritatea, zic, dar ce am nevoie de Dumnezeu? Că am tot ce-mi trebuie, prin forțele mele proprii. Și am ajuns să trăiesc vremurile alea în care omul are tot ce-i trebuie și în România, nu duce lipsă de nimic, ai de mâncare, ai de toate pe acasă, majoritatea, și nu mai au nevoie de Dumnezeu. De ce? N-am nevoie de El. Uite că fac prin propriile forțe. O, ba nu. Așa că haideți să facem o diferență și să trăim cu Dumnezeu, dependente de Dumnezeu. Noi am pregătit niște limonadă și ceva dulce, așa că nu vă grăbiți și fetele vă așteaptă pe hol cu farfurile, cu prăjiturile. Serviți ceva dulce, beți o limonadă, nu vă grăbiți, că încă e vreme, e tânără vremea, soarele.